Dragi prieteni, vă prezentăm începând de astăzi una dintre cele mai frumoase comune de la noi din județ și anume Comuna Iordecheanu. Stăm de vorbă în continuare cu domnul primar, domnul profesor Ioan Poian. Domnule profesor, domnule primar, mă bucur că sunteți interlocutor astăzi și mai mult decât atât mă bucur că ne acordați timp din timpul dumneavoastră atât de prețios. Ce mai faceți? În primul rând și eu mă bucur că sunteți prezent aici și că nu ați uitat localitățile care sunt în județ, puțin mai departe de orașe, de centrele orașelor și că vă interesează și viața din aceste localități a cetățenilor care locuiesc aici. Eu sunt primarul localității Iordecheanu, localitate care se află în sud-estul județului. Este traversată de două drumuri județene, 102C și 100L, care face legătura cu localitățile de pe Valea Cricovului. Înainte de a-mi dezvolta despre comuna dumneavoastră, vreau să ne povestiți mie și telespectatorilor câte ceva legat de atestarea documentară. Spuneați că n-am uitat localitatea dumneavoastră. Nu, n-am uitat pentru că mă leagă amintiri foarte, foarte plăcute. Ne aducem aminte că în urmă cu mulți ani, aici s-a întâmplat un lucru extraordinar. Ați făcut una dintre cele mai mari manifestări, dacă mi-e permisă denumirea, atunci, vă aduceți aminte, când am coborât de, la, de sus, de la Izlaz, înspre mănăstire, cu cai, cu scuturi, cu steaguri, cu imnuri de cântate de fanfară și lucruri extraordinare. Așa e. Fiind așezată la ieșirea dintre dealuri a râului Cricovu Sărat, localitatea noastră este foarte frământată de istorie, înainte de Evul Mediu, având dat primele atestări documentare pe la 1437, când un oarecare boier Mocescu a donat un clopot bisericii de lemn din satul Mocești, și de la care vine și denumirea de satul Mocești, după numele acestui mare boier. Fiind în atenția sau la răscrucea de interese a unor năvălitori care le venea foarte ușor să intre pe Valea Cricovului, să treacă spre zona Brașovului sau să treacă spre Pasul Buzăului, prin Pasul Buzăului spre Buzău, spre Moldova, aici erau toți ațintiți spre acest loc, un loc foarte bine așezat de către Dumnezeu aici, ferit în cea mai mare parte de vitregiile naturii. Aici suntem scutiți de viscole, de grindină, de mai multe lucruri de genul acesta, care în alte părți distrug și fac atâtea ravagi. Deci vorbim la propriu, pentru că spuneați până să începem filmarea, că în perioada asta atât de vigilioasă, da. La noi a fost calmele ecuatoriale, dacă le putem spune așa. La deci noi un loc frumos și binecuvântat de Dumnezeu din punctul ăsta de vedere. Categoric. Ca punct de documentare, ce ne atestă vechimea acestui locaș, avem meterezurile turcilor de aici, din zona Steaua și spre Rotari, unde veneau și își instalau taberele pentru a încerca să ocupe zonele din această parte a țării. Avem una dintre cele mai importante obiective, mănăstirea de la Bărbila, care a început construirea în 1532. Și de această mănăstire o să vorbim poate mai mult într-o altă emisiune. Într-o altă emisiune. Ce vreau să vă întreb? Dacă nu mă înșel, sunteți singura localitate din frumoasa noastră țară, numită România, care are două statui ale Marelui Mihai Viteazu. De așa ce? E. Care e legătura? Sau așa de e. Ce? Așa e. Mihai Viteazul la 1601, când încerca să finalizeze unirea țărilor române, sigur că ceilalți nu vedeau cu ei buni și polonezii ajută pe domnitorul Moldovei să vină să ia țara românească, să așeze pe unul din Movilești, aici. Și sigur că Mihai Viteazul lua toate măsurile ca să-și apere zonele și în special țara românească al cărui domnitor era. În situația în care pericolul s-a apropiat, Mihai Viteazu a venit la mănăstirea de la Vărbila, a cărei ctitorie era a unchiului său Radu Paisie, să se roage înaintea bătăliei de la Bucovel, bătălia cu Polonii.
Până că dacă va reuși să câștige bătălia cu polonii, va face una dintre cele mai frumoase mănăstiri din această zonă a țării românești. Nu s-a întâmplat acest lucru, a fost învins, după cum se știe, istoria ne atestă această neplăcută înfrângere, dar a fost și sigur că trebuie recunoscută. Dar Mihai Viteazul, revenind la ceea ce și-a propus, dar n-a mai reușit să dezvolte această mănăstire care a fost lăsată mult timp în păragină, mult timp a fost a suferit toate cutremurile, dar în timp, oameni de suflet, și acum nu vreau să ridic pe nimeni în slăvi, mai lăsați, vreau să spun cu cea mai mare sinceritate, unul dintre cei mai mari sufletiști a fost domnul președinte Mircea Cosma, care a inițiat acțiuni diverse și a reușit ca mănăstirea să fie adusă la stadiul care ar fi fost adusă în timpul lui Mihai Vitea. Mă gândesc, acum vorbesc ca și simplu cetățean. Păi, domnule primar, domnule profesor, având mustind zona asta de istorie, e și păcat să nu profiți, pentru că avem și noi la rândul nostru, ca fiecare, turiști care vin și ne vizitează țara, locurile, cu ce să ieși în față, dacă nu cu astfel de vestigii, cu astfel de monumente istorice, cu astfel de locuri prin care au călcat înaintașii noștri. Da, sunt dator cu răspunsul la de ce avem două statui. Începutul restaurării mănăstirii este cam pe la 2001, exact când s-au împlinit 400 de ani, pe 19 august 2001, 400 de ani de la tăierea capului. A continuat până în zilele noastre, sperăm că anul acesta mănăstirea să fie reabilitată. Deci a început prin ridicarea statuii la locul unde Mihai Viteazul a fost prezent înainte de bătălia cu polonii, cum vă spuneam. Vreau să informez pe toți cei care ne vor asculta și vor da atenție la acestor cuvinte că pe ușa pe care intră, e noria și acum în biserica din satul Vărbila, a intrat Marele Domnitor. Adică să calci pe urmele lui direct este mare lucru. Că a fost pe undeva, nu știi pe unde a fost, dar aici, la metrul ăsta pătrat, a intrat Marele Domnitor, s-a închinat în acel lăcaș și când te duci acolo, știi sigur că ești urmașul lui Mihai Viteazul. Și zic urmașul lui Mihai Viteazul pentru că noi avem o a doua statuie ridicată în fața primăriei, pentru că moșia pe cărei suprafață se află primăria Iordăcean, moșia satului Mocești, satul Mocești, a fost cumpărat de Mihai Viteazul devenind moșia lui, pentru că cei de la înalta poartă, ca să-i dea verdictul să fie domnul țării românești, trebuia să garanteze cu cel puțin 20 de moși. Și Mihai Viteazul, în completarea numărului de moșii, a cumpărat și satul Mocești, care noi, cu cea mai mare mândrie, suntem urmașii lui Mihai Viteazul. Și zicem că acum, după ce a ridicat statuia, a venit și din a lui, după legea 18, să ceară dreptul la pământ. Și asta facem și o glumă. Peste ani, peste atâtea ani. Moșii, peste atâtea întâmplări, peste atâta istorie, revenind la anul Domnului 2013, ca și componență, câte sate avem... V-am spus că comuna noastră se află așezată la ieșirea dintre dealuri a râului Cricovul Sărat. Trei sate pe partea dreaptă, trei sate pe partea stângă. Pe partea dreaptă a sensului de mers a râului Cricovul Sărat se află satul Vărbila, Străoști și Valea Cucului. Satului Străoștii se spunea și Pisc, era un pisc de observare tot datorită strategiei aceasta de a apăra glia strămoșească. Pe partea stângă a râului Cricovul Sărat se află satul Mocești, fosta moșia lui Mihai Viteazul, satul Iordăcean, atestat cam pe la 1690, în timpul lui Constantin Mărăcoveanu, și satul Plavia, atestat tot la fel pe la sfârșitul secolului XVIII, în urma deținerii de către boierul Plăvianu a satului respectiv ca moșie și cei care au lucrat pe moșia lui s-au stabilit aici și de la Plăvianu a devenit satul Plavia. Câte suflete locuiesc în... În cele șase sate avem 5430 de suflete, 1741 de gospodării. Sigur, avem așezate și două colonii de romi care
sunt integrați în societate, sunt oameni serioși, fiind aproape de... Deci ne învecinăm, practic, cu patru orașe. Mizilul, Lațiu, Boldescăeniu și Ploieștiu. Ei își găsesc foarte ușor de lucru, fiind naveta ușoară, dar sunt greutățile acestea pentru că nu putem să ne dezvoltăm ne lucrând în interiorul localității, să producă direct aici, să fim beneficiarii produsului brut al celor care își desfășoară activitatea. Dar aceasta fiind așezarea, ne mulțumim că au unde lucra și că suntem aproape de cele patru ore. Și cum e logic și firesc, începem să discutăm despre administrația locală, despre problemele cu care le aveți, dar asta o să ne ocupe foarte, foarte mult timp. Am preferat să ieșim aici, afară, lângă statuia marelui domnitor Mihai Viteazu și în fața primăriei. Și vreau să vă întreb așa, domnule primar, dumneavoastră sunteți de foarte puțină vreme revenit la primărie. Clădirea din spatele nostru, centrul administrației locale de aici, în urmă cu ceva vreme, și asta e părerea mea și îmi permit să o spun, nu arăta cum arată acum. Îmi puteți spune ce s-a întâmplat? Da, ce se întâmplă? Clădirea e construită din 1940, o clădire foarte bine postată pe terenul despre care vorbeam că este un teren stabil, nu a creat atâtea probleme, n-a suferit deloc în urma cutremurilor, dar ca orice lucru trebuie și îngrijit. În iunie 2012, când am venit, era să nu mai recunosc primăria, interiorul și deși mai lucrasem în această instituție. Este o emblemă această instituție a localității. Categoric, are atâta vechime și clădirile din jur care o susține ca arhitectură și ca prezență sunt tot din 1940 și ne mândrim cu ele, așa că trebuie să le și întreținem. Era o situație, nu vreau să critic pe nimeni înainte de a fi din nou primar al acestei localități, dar arăta foarte urât. Cu permisiunea dumneavoastră, nu vorbim de critică, aici vorbim de promovare, de a prezenta telespectatorilor minunea asta de comună, dar totuși știu din surse mai mult decât sigure că reabilitarea acestei primării nu a fost nici pe departe atât de costisitoare, s-au făcut cu forțe proprii, s-au făcut cu investitori de aici din localitate, lucru care, repet, este o părere strict personală, putea fi făcut. Pentru că în momentul în care vii într-o localitate, vii firesc la primărie și dacă vezi o dărăpânătură de clădire, automat îți pui în minte următoarea întrebare. Ce se întâmplă aici? Da, cartea de vizită a unei localități, în primul rând este primăria, pe urmă celelalte instituții care... Prin ele îți dai seama ce fel de localitate este. Așa cum arăta primăria când am venit din nou primar aici, era, să zic, ceva josnic, urât, negospodărit. Și a trebuit să apelez la cunoștințe, la binevoitorii localității care ne-au sprijinit direct și indirect și fără să avem niște sume strict planificate pentru... A reabilita această clădire, am reușit ca în interval de 6 luni de zile, deci până la sfârșitul anului, să arate așa cum arată și cred că era cea mai urâtă primărie de pe Valea Cricol, dar acum pot să concurez că este cea mai frumoasă primărie de pe Valea Cricovului. Aici a presupus sâmbete să renunțăm ca zile libere, duminici, la fel am lucrat și sâmbătă și duminica, meșterii din comună care s-au mai priceput să ajute, ne-au ajutat cu mare plăcere, fără să aibă pretenții la bani, știind că nu avem bani, ne-au dat o mână de ajutor și primăria arată cum arată. Dacă în valul ăsta, în iureșul ăsta al nostru de bunăvoință, ne-am permis chiar să-și învelim peste 400 de metri pătrați de tablă nouă, care asigură și a înlăturat ligianele și gălețile care erau și acum sunt în pod puse ca să nu plouă în primărie. Deci era dezastru, era un lucru urât. N-aș vrea, deci încă o dată spun, nu critic pe nimeni, dar asta era realitatea. Vreau să vă pun o întrebare personală. Vă cunosc de foarte mulți ani. Sunteți un om, un exemplu de om. Nu vorbesc aici ca și primar. Domnule profesor, ce ați pierdut dumneavoastră și ce ați câștigat în momentul în care ați intrat în administrația locală? Ce se întâmplă? Eu sunt în administrația locală după 1976.
meseria mea de profesor și având aici, în localitate, titulatura, m-a legat sufletește de toți cetățenii acestei localități. Am căutat să fiu aproape de ei prin elevii care i-am avut. Acum majoritatea elevilor sunt căsătoriți cu copii, vin copiii lor să îi cununi și îmi face o deosebită plăcere. Deci sunt foarte legat sufletește de această localitate și pentru aceasta, foarte mult din timpul meu liber, am depus suflet ca localitatea să încerce să se mențină pe pretențiile impuse de secolul 21. Au înțeles oamenii, am reușit, am introdus apă, am făcut la suprastructură, am avut un sapard în 2004, deci am făcut peste 13 km de în localitate, nu eu, deci am reușit, am făcut peste 13 km de asfalt, pod peste Cricov, pod din beton, exact ca celelalte poduri care sunt înregistrate la... Iertați-mă, astea o să le dezvoltăm în urma din, în una din următoarele ediții, pentru că legat de ce ați făcut și câte s-au întâmplat bune și câte o să mai fie, sunt multe de spus și timpul alocat nu ne ajunge. Haideți să punctăm în minutele următoare câte ceva despre locuitorii de aici, de la dumneavoastră, despre oamenii ăștia frumoși, minunați, gospodari și la locul lor, care aveau nevoie de un lider care să-i scoată cumva în față, pentru că încet, încet, asta e normalitatea. Trebuie să ieșim cu fiecare localitate, da, cu fiecare așezare, acolo unde ne e loc, nu unde, da, au fost puși la colț de unii și de alții. Da. Cetățenii localității sunt oameni modești, dar foarte gospodari, de nimic doresc să facă ceva, au case... Cu ce se ocupă? Da, au case care nu au vrut neapărat să iasă prin înălțime sau grandiozitate să iasă în evidență. Sunt case curate, aerisite, bune de locuit. Sunt preocupările de bază ale lor agricultura și aranjează locurile pe care, terenurile pe care le-au primit după 2000 să le folosească, după 1991 să le folosească, fiecare și le gospodărește și trăiesc crescători de animale, crescători de păsări, pe lângă gospodărie pentru necesarul pe care îl au și majoritatea dintre ei, în special cei tineri care au învățat și au meserii, se deplasează la orașele care ne învecinează și au servicii. Unii mai sunt plecați chiar și peste hotare, dar în număr mai mic, nu cum sunt în alte localități, să plece mai mult de jumătate. Dar și de la noi au plecat, vin și investesc aici, își fac case frumoase. Există, având și suprastructura, apă, curent, asfalt la poartă. Deci comuna le oferă. Le oferă comuna posibilitățile de a rămâne să se stabilească aici. Dar ce oferă comuna unui turist și ce oferă comuna potențialilor investitori, domnule primar? Comuna noastră e una dintre cele mai mari localități, având peste 54 de kilometri pătrați, cu așezare frumoasă, așa cum am mai spus-o. Suntem înconjurați de peste 2500 de hectare de pădure. Ca puncte turistice avem Mănăstirea de la Vărbila, care e pe locul 1, avem Biserica de la Iordăteanu cu pictură în original a lui Nicolae Grigorescu, avem Mănăstirea... Puțin știu astea. Foarte puțin. Avem singura biserică de pe Valea Cricovului construită din piatră din 1940 de către sculptori italieni, care numai din piatră, niciun fel de cărămidă sau altceva, este mitropolia comunii, dar este una dintre cele mai frumoase. Deci cetățenii, pe lângă meleagurile care sunt destul de frumoase și ușor de accesat, nu terenuri accidentale, au ce vedea în această zonă. Avem școlile care sunt și mențin tradiția satului prin orele de educație și de orele de dirigenție. Și Valea Cricovului este destul de frumoasă. Ce s-ar preta pentru investiții? Pentru investiții, ca să deschidem puțin și să menținem ritmul pe care ne l-am propus în 2004, vrem să facem trotuare în fiecare sat, câte un kilometru de trotuar ne propunem să facem, ca să dăm fiecărui sat câte un centru civic. Deci cele 6 sate să aibă fiecare centrul lor. Pe lângă aceasta vrem să mai suplimentăm stația de apă cu cel puțin 2 puțuri, pentru că în perioada de secetă nu fac față puțurile pe care le avem, fiindcă
La începutul anilor 2000, în perioada 2000-2004, am plecat cu un proiect pe jumătate de rezolvat în prima parte, cu 3 puțuri pentru 400-450 de abonați. Cei care s-au ocupat în continuare de administrarea localității n-au mai făcut puțurile necesare pentru cei 1000 de abonați care au devenit ulterior. Deci cumva ne-am întors la nivelul anului 2004. Da. Perioada, trebuie să specific, să înțeleagă cei care ne privesc că nu vorbim aiurea. Dumneavoastră ați fost administratorul, primul edil al comunei în perioada 2000-2004, după care firesc două că mandate. Se schimbă. Da, două mandate au fost alții. Problema e că s-a rupt ceva. Da. În decursul anilor. Și acum ați revenit să continuați ce v-ați propus să faceți și cu siguranță o să duceți și la îndeplinire, așa cum vă știu, tenace și... Încercăm să facem, dar având în vedere greutățile pe care le întâmpinăm, multe datorii, foarte multe datorii, nu vreau să dau cifre aici, dar e enorm de multe datorii. Nu e de critică, e sigur, realitate. Sigur că da. Deci noi ne aflăm undeva la vreo 50 de metri subteran și încercăm să ieșim la zero și după, la suprafață și după aceea să începem să mai facem ceva. Dar cu ajutorul celor care ne supraveghează activitatea de la nivelul Consiliului Județean și sufletistul Mircea Cozma, ne va îndruma, ne va explica, ne va certa când greșim și sunt convins că vom reuși să mai facem ceva în locul ăsta. Cu siguranță. Domnule primar, pentru data viitoare, la ce vă gândiți? Cu ce ne surprindeți? Sigur că sunt multe, foarte multe de vorbit despre localitate și dacă am pornit numai pe drumul vinului, să vedeți câte posibilități avem de oferit celor care încearcă să ne viziteze localitatea. Probleme de turism, probleme de gospodărire, probleme de viitor al localității, păi numai... despre parcul pe care vrem să-l facem în fața primăriei, aici unde arată bălăriile astea așa cum arată, sigur, e un lucru urât. Vom avea multe și despre zilele care vor fi sărbătorite în această localitate vom avea de vorbit și despre perioadele de vacanță ale școlilor. Multe, vom avea foarte multe. Dar, punctual pentru data viitoare, să înțeleg că vă gândiți să discutăm despre proiectul Drumul Vinului. Categoric. Deci vom face o emisiune dacă bunăvoința dumneavoastră este așa cum vă știu și veniți să continuăm emisiunea aceasta, vom discuta despre problemele de pe drumul vinului, care cunoscut este că a pornit din Italia, a trecut Brăila, Tohani, sosește și pe la Iordăcheanu, Vărbila și se strecoară către Ploiești. Vă spun sincer, abia aștept să revin la dumneavoastră. Și eu abia aștept să vă revăd și să vă stau la dispoziție.